mână, știu. Mare este lumea toată, dar mai mare e inima ta. O, tu pleacă tare mâine, inima ta lângă mine. Salutare, dragi prieteni, cu drag să fiți la tine acasă, vă salută din regiunea Râbnița, satul Krasnicoe. Venim și până aici, la o distanță atât de mare și frumoasă, pentru a-ți felicita un suflet drag de om, care se numește doamna Dora Cristian. Venim cu drag din partea celor dragi să o felicităm astăzi pe doamna Dora, când face o frumoasă vârstă de 57 de ani în buchetul vieții, pregătind daruri frumoase și alese pentru cel mai drag suflet pe care o au și care astăzi este omageat. Chiar dacă este departe, noi mergem cu drag să-i cântăm la mulți ani, chiar dacă este departe, noi mergem cu drag să o felicităm și chiar dacă este departe, vrem să-i ducem dorul celor dragi în ușa casei dumneiei și la poarta dumneiei. Sperăm din suflet să o găsim sănătoasă pe picioare cu poarta deschisă pentru a ne întâmpina așa cum fac oamenii dragi atunci când mergem cu surprize spre dumnealor să le cântăm și să le livrăm o emoție frumoasă de la mulți ani. Nu ne rămâne altceva decât să vă îndemnăm să mergeți cu noi, să aducem și aici, în localitate depărtată de orașul nostru Pălești, acel la mulți ani care tradițional răsună pentru toți omageații noștri și desigur să o lăsăm și pe dumneaei cu emoții frumoase de suflet și de neuitat. Haideți cu noi! Ești randafirul care a crescut în căutare, știi? Pentru ea mă rog întotdeauna. La mulți ani cu sănătate, să vă dea Domnul tot ce doriți, zile senine și fericire, la mulți ani să trăiți. Fie vă viața numai lumină, ca în lumină să viețuiți, pentru credință și fericire, la mulți ani să trăiți. Mulți ani, la mulți ani, mulți ani, mulți ani, la mulți ani să trăiți fericiți, să trăiți mulți ani, la mulți ani, mulți ani, mulți ani, la mulți ani să trăiți fericiți. Bună ziua și bine v-am găsit! De ce lacrimi? Lăsați-le! De bucurie! Noi vă salutăm cu drag! Vă rugăm din suflet să nu plângeți. Noi încercăm să vă aducem azi un moment frumos, un moment de fericire, când sunteți omageată și când suntem trimiși din partea cuiva care a vrut frumos să vă cânte la mulți ani așa într-o zi frumoasă cu soare. Uitați-vă, chiar dacă suntem într-o toamnă, Dumnezeu azi vă bucură și cu soare, da. Așa, și cu voi bună, sper, din suflet, și cu sănătate dacă vă găsim pe picioare. Spuneți-mi, vă rog frumos, dacă intuiți din partea cui venim noi și cine ar fi persoanele care ne-au trimis aici. Din partea la doi copii. Și la nepoți, da, eu așa de tare mă... A trei lei cu mine, da, Diana și... cine îl încurc să fie? Complice? Ei, și el organizator cu ceilalți. Diana și Denis, Olesia, cu Dumitraș, Andreea, Danu, aici sunt... Cei mici cum la sufletul dumneavoastră. Da, da. Uitați-vă așa, noi venim cu drag, noi venim cu dragoste și noi venim cu mult dor din partea celor mai dragi copiii dumneavoastră. Luați la general, copiii care i-ați dat naștere, copilul care a mai apărut în familia dumneavoastră și Olesia, ești fiic și ea deja. Da, și desigur și nepoții dumneavoastră, da. Sigur cei care mai aveți, poate și noi cunoaștem noi. Toți într-un cuvânt luați copiii, da, dumneavoastră. Am 7 nepoței, am unul în Moscova. Sunteți bogate. Da, bogate. 3 la Portugalia. Mai așteptăm dacă ne-a dat Dumnezeu, să mai așteptăm. Bunul Dumnezeu. Să vă bucură Dumnezeu cu oameni dragi în continuare. La momentul îi aveți cât îi aveți. Dumneavoastră știți la sufletul dumneavoastră pe cât îi adunați acolo, în fiecare zi și în fiecare seară, pomenindu-i doar de bine și ducându-le dorul și rugând pe Dumnezeu să aibă în pază. Noi venim aici cu drag, cum și-am spus, și multă dragoste de partea copiilor dumneavoastră, care m-au rugat azi să bat o cale lungă și frumoasă, până aici la Râbnița, până în localitatea unde ați lăsat Păleștul. Și ați fugit cum încoace. Sperăm de suflet să vă fie bine unde sunteți, atâta timp cât oamenii dragi vă duc dorul și vă respectă, indiferent de locația unde vă aflați. Azi când faceți o frumoasă vârstă de 57 de ani în buchetul vieții, să știți că distanța nu a fost chiar deloc un obstacol pentru noi, să găsim cea mai scumpă mamă, să găsim cel mai scump suflet,
să ne simt cea mai minunată ființă de pe acest pământ pentru acest grupuleț, grupușor de oameni care ne-au trimis spre dumneavoastră să vă felicităm. Am să vă înmân cu drag această tortă, după care o să vă dedic și cuvintele care m-au urcat din suflet să le aduc azi mamei cu cea mai mare dragoste din partea copilașilor dumneavoastră. La mulți ani din suflet. Este greu. Sărmanul și să moaie, dacă e de la drumul lui. Așa. Sărgimei, să-mi dai trebuie telefonul. Să știți că de fiecare dată încerc să răscolesc în sufletul meu ceva cuvinte pentru oamenii dragi. Și am să spun așa. În primul rând, omageaților mei le urez sănătate. O să fie sănătate, o să le reușiți pe toate și o să mai aveți putere să așteptați și pe alt urmași care tind să apară și ei cu Doamne ajută în familia frumoasă dumneavoastră și dea bunul Dumnezeu sănătate copiilor. După care să aveți putere și răbdare cu fiecare cum ați avut. Știm foarte bine că nu v-a fost viața ușoară și nu v-a fost viața miere, dar cui viața oare este miere? Cred că a nimănui. Dacă o să zic cineva că viața este ușoară, o să mintă că viața este plină cu de toate, cu încercări, cu urcușuri, coborâșuri, dar ați avut atâta putere în dumneavoastră să vă poziționați ca un mare exemplu, ca un munte de tărie în fața copiilor dumneavoastră, ca să reușiți totodată să-i faceți și pe ei puternici. Și atunci când le-a fost greu, au știut întotdeauna că este mama. Și mama a crezut mai mult în ei decât au făcut-o ei însăși. Și asta o confirmă copiii dumneavoastră și asta o confirmă și mesajul care mi-a fost trimis cu drag de departe de la ei. Și eu am să-l dau citire cu mare drag, fiindcă au tins cu tot din adinsul, să ajungă și cuvinte și chiar din partea lor. Chiar dacă am să zic și eu multe, au vrut și de-a lor cuvinte să răsune. Scumpa noastră măicuță, azi e o zi specială pentru tine, e ziua ta. Noi, copiii și nepoții, ar trebui să-ți fim toți în jurul tău, dar nu e posibil. Ne despart mii de kilometri pe toți trei de tine, iubita noastră, scumpa noastră mămică. Dar vreau din suflet să nu fii tristă, vreau să ne simți acum pe toți lângă tine. Tu mereu ai fost cea care ne-a alenat, ne-a încurajat, ne-a mustrat când am meritat și acum e rândul nostru să-ți aducem în dar doar bucurie. Îți mulțumim pentru dragostea oferită, nopțile nedormite, grija care ne-ai purtat-o mereu pentru anii cei mai frumoși dedicați nouă copiilor. Mă închin în fața ta, măicuță, și-ți sărut mânuțele obosite care mereu muncesc pentru a-i ajuta pe toți, pentru a-i susține pe toți așa cum doar mămica știi să o fac. Tu ești cea care mereu ai crezut în noi, ai crezut în mine și cred că vă dați seama din partea cui zic, mai mult decât credeam eu însumi. Dacă cădeam, tu mă ridicai. Când nu mai puteam, tu îmi dădeai putere. Când lacrimile încurgeau, tu mă făceai să zâmbesc și ele să dispară. Îți dorim multă, multă sănătate, înțelepciune, inimă puternică și să fii mulți ani înainte alături de noi. Iar noi, la rândul nostru, ne vom strădui să te facem mereu fericită, să te bucuri din plin de nepoței și să fii mândră cu ai tăi copii. Diana, Denis, Olesa, Gico și restul care îi aveți acumulați la sufletul dumneavoastră. La mulți ani din suflet. Mulțumesc frumos și dumneavoastră. Dacă aveți ceva să vă spuneți cu drag. Dragul mame, mi-e tare greu. Sunteți departe de mine și eu sunt departe de voi. Dar din tot sufletul mă bucur că mi-a dorit Dumnezeu așa copilaș, așa nepoți. Greu a fost. Ați rămas de mult fără mine și cred că o bucățică din tot ce s-a petrecut, eu vă port durerea voastră care o aveți fără mine, dar în iertare și mă bucur că m-ați înțeles și ați mers toate obstacolele care v-au stat înaintea voastră, greutățile, ați mers mai departe. Eu mă bucur pentru Dumnezeu că ne-a dat așa copii și așa nepoței care mă bucur cu dânsă și cred că în viitor tot așa să mă bucur de toate cele. Mă vă mulțumesc foarte mult din suflet și voi toată vremea sunteți alături de mine. Eu mă cul seara și mă rog pentru voi. Mă scol dimineața, tot mă rog pentru voi. Vă mulțumesc frumos! Sunt sănătoasă. Eu zic întotdeauna fiecare copil că fericit este copilul care are mamă și ta. Fericit este copilul care are măcar fie mamă, fie ta. Fericit este copilul care are cel puțin măcar un suflet sfânt la inima lui. Dumneavoastră sunteți mai mult decât un suflet sfânt. Sunteți icoana vieții lor. Sunteți persoana care ați însuflat putere foarte mult și ați întins o mână nu doar o dată, dar pentru persoana cu care eu am discutat și care a ieșit la legătură cu mine, ați întins o mână atunci când s-a simțit
că este neajutorată de toți. Și mama a fost sprijinul și alinarea și mama a fost cea care a spus că tot o să fie bine. Toate în viață trec, toate în viață se consumă, rămâne omul cu credință în Dumnezeu, cu speranță în ziua de mâine și cu mama care susține, care plânge la durerea ta, care râde la bucuria ta și care întotdeauna te susține. Să rămâneți puternică pentru copiii dumneavoastră și atunci când o să vă fie greu și o să vreți să cedați, să știți că în spatele dumneavoastră, stă o oaste care niciodată nu o să vă lasă să cădeți. Și asta să vă aduceți aminte, la greu, că copiii mei au nevoie de mine mai mult decât orice. Noi, mulțumesc, noi am fost în familie mare, suntem din nou copii. Și la fiecare moment de dimineață, toți sună, toți ne sună, toți și tare ne stimează și unul și pe altul, și pe copiii mei, și pe nepoții mei, toți ne stimează. Și mulțumesc lui Dumnezeu că am avut părinții așa ne-au educat și ne-a stărit și noi tot așa ca să vedem și copiii noștri. Da. Mă bucur foarte. Noi vă dorim o zi frumoasă, cu lacrimi de bucurie. Și când o să vreți să plângeți de tristețe, să-i numărați pe toți cât de dragi și cât de scumpi și cât de mulți aveți și cât de mult vă iubesc. Și să alungați lacrimi de tristețe și să trăiți frumos pentru dumneavoastră, când sunteți tânără, vârsta încă e 57, încă urmează și să dea bunul Dumnezeu sănătate în continuare. Și copiii dumneavoastră se adune și ei acasă cu Doamne ajută și să vă aducă doar clipe frumoase, clipe senine, cu siguranță la vârsta dumneavoastră, deja realizările lor sunt realizările dumneavoastră și este rostul dumneavoastră pe acest pământ. Și este un rezultat al muncii dumneavoastră de până acum. Ce ați educat, acum să culegeți, cum se spune. Vă lăsăm cu bine, sănătoșică, o să facem niște poze, după care noi o să ne urmăm calea înapoi, spre făleștul nostru. Așa. Cu muște și cu albine. Ce ați văzut? Hai, Dumitru! Așa, măcar o părticică de oameni dragi au reușit să ajungă azi. Mare este lumea toată, dar mai mare e inima ta. O, tu pleacă dar rămâne inima ta lângă mine ta. Să